Cum a dat luna august, au și apărut comercianții ambulanții de porumb fiert. Deși activitatea e ilegală, vânzători sunt la tot pasul. Prețul mediu este de un leu bucata, dar reprezentanții Direcției de Sănătate Publică avertizează. Consumul de porumb fiert de la ambulanții e nesigur și poate fi periculos. Afacerea cu porumb fiert e în floare. În apropierea piețelor, comercianții ambulanți și-au improvizat câte un stand și s-au pus pe treabă. Unii cu oale, alții cu găleți din plastic, toți ar face un ban, chiar dacă activitatea e interzisă. Dacă vreau să cumpăr, cu cât îmi dați? Nu-mi dați mie. Nu spunem nimic. Cu cât vindeți, spune? Da, nu. Hai tu, pe aici. Spuneți-ne, cu cât vindeți? Cu un leu. Și se trece? Trece. Dar știți că n-aveți voie? Știm că n-avem voie, dar musai să trăim. Să mergem la furat? Asta e. Inspectorii primăriei efectuează controle zilnic pentru a eradica fenomenul. Se împart amenzi de sute de lei, dar asta nu îi împiedică pe comercianți să-și reia activitatea. În data de 3 august 2011 au fost sancționate contravențional 2 astfel de persoane și au fost confiscate înspre distrugere 61 de bucăți de porumb fiert. De altfel, în Cluj-Napoca nu există vânzători ambulanți autorizați. Medicii atrag atenția asupra riscurilor de contractare a diverselor boli, precum hepatita virală, dizenteria sau diverse toxinfecții alimentare. De la comercianți ambulanți neautorizați pe trotuar la colțul de străzi, este recomandabil ca populația să nu achiziteze în aceste locuri, existând riscul de îmbolnăvire.